Cuvintele Mântuitorului așa cum se găsesc în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 48 până la versetul 58. Cuvintele Domnului care aproape ne sunt de ajuns în lectură, pregătindu-ne pentru Euharistie. Ioan 6, 48. Eu, zicea Domnul, sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în veac. Amin. Să ne așezăm. Capitolul 6 din Evanghelia după Ioan, iubiți frați și surori, iubiți credincioși, prezintă cu detalii fascinante două zile din activitatea mesianică a lui Iisus. Așa cum bine știm cu toții, activitatea despre care spuneam se întinde pe mai bine de 3 ani. În vremea aceea când Domnul era pe pământ după botezul său de la vârsta de 30 de ani, deci suntem undeva între 30 și 33 de ani din viața pământească a Domnului Iisus Hristos. Evangheliile, chiar dacă ne prezintă multe evenimente din viața Mântuitorului, nu au cum să prezinte zi de zi tot ce a făcut Iisus. De aceea evangheliștii și mai ales evanghelistul Ioan, ei au încercat să selecteze câteva zile mai dense, mai încărcate de evenimente și de învățături, ca acele câteva zile să poată defini, să poată cuprinde cam toată învățătura Domnului, cam toată activitatea Lui din cei 3 ani, 3 ani și jumătate. Este ca și cum nu poți să povestești viața unui om zi de zi, chiar dacă ai cunoaște-o, ci trebuie să selectezi din viața lui câteva zile, câteva evenimente, câteva ziceri ale omului și să le spui pe acelea pe scurt și într-un fel acelea definesc întreaga lui viață. Aceste două zile sunt paradoxale și sunt aproape zile contrastante, ca o antiteză. În prima zi pe care am să o descriu puțin și pe a doua iarăși puțin, în prima zi, putem să zicem, e ziua care adună, care strânge oameni mulți și vom vedea de ce. A doua zi nu mai e cea care adună, ci e ziua care, ziua care împrăștie. În prima zi, deviza a fost cât mai mulți să fie aici. Cât mai mulți în jurul Mântuitorului.
Și este descrisă această zi în primele 15 versete din capitolul 6 din Evanghelia după Ioan. Și multă gloată, citim, mult norod s-a adunat în jurul Mântuitorului. Vom vedea de ce. Încerc să creez un mic suspans, de obicei nu miez. Cu mic, cu mare, bărbați și femei, bunici și părinți și copii și nepoți și animale de companie. Toți acolo. Prima zi e cu public mult. Se adăugau scaune. Nu mai știa unde să stea. Atâția erau. Din publicul mult din prima zi, în a doua zi are loc o cernere. O cernere atât de drastică, încât îl părăsesc pe Domnul aproape toți. Lasă gloatele. Nu aveam așteptări. Lasă noroadele, că nu ne așteptăm la nimic durabil de la mulțimi. Dar dintre ucenicii Domnului zeci, din ziua aceea l-au părăsit pe Domnul. Domnul rămâne aproape singur, se întoarce spre grupul cu care începuse, cei 12, și întreabă retoric, voi nu vă duceți? În numele grupului răspunde Petru, nu întotdeauna cel mai inspirat, dar cel mai în vârstă, și de obicei așa era uzanța, el răspundea. Și zice, unde am putea să ne ducem, căci noi la tine am găsit cuvintele vieții veșnice. În fine, ca să punem în antiteză aceste două zile și să sfârșim cu a doua, trebuie să știți că în prima zi, ziua care adună, după cum citim în prima parte a capitolului 6 din Ioan, este momentul acela când noroadele, gloatele se adună după Domnul pentru că făcea minuni, pentru că îi vindeca pe bolnavi și Domnul din nou a făcut minuni peste minuni și spre sfârșitul acelei zile, prima mă refer, ei toți erau înfometați, flămânzi și Domnul le spune, dați-le să mănânce voi, le zice ucenicilor, sigur că ei se caută de mâncare, găsesc merinde, găsesc câțiva pești, găsesc câteva pâini, atât de puțin pentru un norod atât de mare și atunci Domnul ia pâinile, ia peștii. Și binecuvintează merindea aceea a unui copil și din merindea aceea se hrănesc mii de oameni și are loc una dintre cele două înmulțiri ale pâinilor. Și acum ați aflat de ce în prima zi erau așa de mulți. Pentru că în prima zi a fost despre pâine, pâine proaspătă, pâine miraculoasă. Pentru că în prima zi toți s-au săturat, ba chiar s-au ridicat coșuri de fărâmituri și ei erau atât de încântați încât într-un moment de extaz, versetul 14, au afirmat cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Să știți că înmulțirea pâinilor avea poate mai mult decât alte minuni ale Mântuitorului un efect mesianic. Pentru că undeva, în mentalul lor colectiv, ei puneau în sarcina lui Mesia, care avea să vină și acest element, să poată transforma lucrurile, să poată face din puțin cum? Mult. Știți că numai Domnul poate face din puțin mult. Omul poate să facă exact cum? Invers. Omul e specialist că din mult să facă puțin. Domnul face invers. Slavă Lui! Numai Domnul din neputință, putere. Numai din El, din boală, sănătate. Din moarte, viață. Mare e Dumnezeu! Cum să nu se adune norodul în prima zi? Cum să nu fie entuziasmați? Cum să nu mănânce cu poftă dintr-o hrană care nu costă nimic? Ba chiar minunea s-a produs sub ochii lor. Să nu vă imaginați, cum cred că am mai spus o altă dată, că în urma rugăciunii lui Iisus a creat un munte de pâine și un munte de pește. Să nu vă imaginați, după rugăciune au rămas la fel, puține pâini, puțin pește. Domnul dă ucenicilor și ucenicii încep să împartă din puținul acela, iar miracolul nu se întâmplă în urma rugăciunii, deci instantaneu, ci miracolul se pare că s-a produs în mâinile cui? Ucenicilor. Și ei împărțeau și nu se mai termina. Asta înseamnă că Domnul ne face și pe noi părtași minunilor sale.
Și cumva minunile Domnului se prelungesc în mâinile noastre, în experiența noastră. De aceea vă rog să nu-i desconsiderați pe cei din prima zi care se adună, care se bucură, se entuziasmează și formează o gloată mare. Vă rog să nu-i disprețuiți, pentru că într-adevăr când Domnul face minuni și se implică în trupul nostru, în ale trupului, în nevoile noastre obișnuite, acolo îl vedem parcă cel mai aproape pe cine? Pe Dumnezeu, scăparea lui Dumnezeu. Trupul ne este mai aproape decât orice și uneori așa ne comportăm de parcă n-am avea decât trup. Toate ale trupului capătă o semnificație clară pentru oricare dintre noi. Și atunci când Domnul lucrează în trupul nostru sau răspunde la nevoi bazale ale trupului, pământești, să le putem numi așa, noi suntem entuziasmați și parcă niciodată Dumnezeu nu e mai aproape decât atunci când se atinge de trupul nostru și de nevoile noastre imediate. De aceea în rugăciunea Tatăl nostru zice, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și nu e o rușine să ne rugăm pentru pâine, pentru trebuințele trupului. A doua zi, pentru că aici de fapt am vrut să ajungem, după ce Domnul va trece cu peripeții peste lacul Galilei, după cum citim între versetele 16 până la 21, ei bine, a doua zi, de la versetul 22, din punct de vedere textual, zice că noroadele aproximativ aceleași, care ieri au mâncat și s-au săturat, acum au făcut ocolul lacului și l-au găsit pe Domnul din nou. Și iarăși se adună o gloată mare, aproximativ cei care s-au săturat ieri, pentru că logica este simplă și vă rog să nu-i judecați, mai bine să zâmbim, pentru că cine a mâncat gratis ieri, vrea să mănânce gratis și când? Și azi. Sigur, nu e vorba despre noi. Noi nu vrem. Noi vrem să plătim. Dar dacă nu e pe bani, cum să nu vrei și a doua zi minune, dacă ieri s-a putut? Toate ingredientele se îndeplinesc și a doua zi, pentru că același Iisus e și a doua zi, acolo. Pentru că merinde găsim noi la un alt băiețel care a venit pregătit cu merindea întraistă. Pentru că sămânță de minune se va găsi. Pentru că o pâine, două pâini mici și un pește sau o bucată de pește se va găsi. Pentru că mereu s-a găsit ceva din care să se facă o minune și ei se adună a doua zi așteptând miracolul, așteptând minunea. Vă rog, nu-i judecați, toți așteptăm minunea, mai ales minunile care se răsfrâng asupra trupului nostru, asupra existenței noastre pământene, terestre. Doar că a doua zi Domnul schimbă registrul și nu le mai dă pâine, ci le dă predică. Și predică nu cum primiți dumneavoastră astăzi dimineață. Predică din aceea lungă, care începe dimineața și se termină când? Seara. Și Domnul începe cu ei studiu biblic, cum am zice noi, și predica devine tot mai adâncă, tot mai teologică, tot mai grea, tot mai solicitantă pentru minte. Și noroadele care stăteau așteptând pâine, nu primesc pâine, n-au ce duce odată la gură. N-au după ce bea apă, vorba românului. Dar primesc predică mai mult și mai mult. Devine tot mai pasionantă ziua. Devine tot mai diferită. Devine altfel. Și le pare lor rău, probabil, că au făcut atâta drum, pentru că ei așteptau ce? Pâine. Altceva. În predica aceasta, Domnul va spune cuvinte grele, ca cele pe care le-am citit, zicând, eu sunt pâinea vieții. Dar ei nu se gândeau atâta la mana din pustie, la care face Domnul referire predicatorial, ei mai degrabă se gândeau la pâinea cea gustoasă de când? De ieri. Ei încă mai aveau gustul acela de brutărie, de pâine caldă, ușor nesănătoasă, prea multă, prea toată într-o zi. Domnul zice, nu mai am pâine. A doua zi a fost fără brutărie. Astăzi nu mai mănâncă nimeni. Astăzi vă învăț să mâncați nu din pâinea trecătoare,
care chiar dacă este rodul minunii, mâncând din ea, totuși vom muri. Ci vă învăț să mâncați din pâinea vie, din pâinea vieții. Și Domnul a zis, eu sunt pâinea vieții. Prin urmare, dacă eu sunt pâinea, mă dau vouă să mă mâncați și sângele meu să-l beți. Și instituie, înainte de evenimentul propriu-zis, de joia mare, apoi de patim și de înviere, instituie Domnul Euharistia, vorbind, iată, despre o mâncare care nu e din lumea aceasta, despre o pâine care nu e de pe mesele noastre, despre o pâine pe care o vor numi misticii medievali în latinește Panis Angelicus și vor compune un cântec superb, intitulat chiar așa, Pâinea Îngerilor. Despre o pâine nu a oamenilor, ci a ființelor celeste care nu au trupuri și n-au nevoie de pâinea noastră și n-au nevoie de cele de jos. Și după ce aud ei această predică, majoritatea îl părăsesc pe Domnul. Pentru că prea mulți, iubiți credincioși, rămân cu Domnul doar pentru prima zi, pe care ar vrea să o repete la infinit. Și prea puțini dintre noi, poate, reușim să facem trecerea odată cu Domnul de la prima zi necesară și ea la cea de a doua zi, a învățăturii, a ascezei, a lipsei pâinii, a nevoilor neîmplinite ale trupului, dar nevoi ale sufletului, după care mintea noastră, sufletul nostru, tânja îndelung. A doua zi e cu mâncare puțină, așa cum Euharistia, de care ne vom apropia în câteva minute, e mâncare puțină. Nu am venit să ne ospătăm aici, o vom face acasă, din mâncarea de jos. Aici luăm puțin, dar puținul acesta are o semnificație mult peste, mult superioară a ceea ce mâncăm noi acasă. Trei lucruri aș vrea să spunem despre Euharistie, plecând de la acest text și coroborându-l și cu cel din 1 Corinteni. În primul rând, să nu uităm, iubiți credincioși, Euharistia este o mâncare. Domnul Iisus a spus căci trupul meu este cu adevărat o hrană. Am spus-o și eu o repet. Domnul compară Euharistia cu o hrană, cu o mâncare, dar, ca să fiu mai exact, o compară cu felul principal de mâncare și nu cu desertul. Desertul este opțional. Știați că e opțional. Copiii, când erau mici, toți așa i-am crescut, mă gândesc, cu felul întâi și felul doi. Iar dacă avem copii mari, aceia n-au crescut cu desert, doar cu desert, ci au crescut cu felul 1 și felul 2. Iar copiii sunt topiți după felul 1 și felul 2. Numai un pic și ar te întreabă când mănâncă ei felul întâi. Nu, pentru ei, felul 1 și felul 2 e doar trecerea spre desert. Ei cu asta își câștigă șansa de a ajunge știți unde. În copilăria lor ei nu pot să înțeleagă cât de importantă este partea aceea care îți place mai puțin. Mai târziu, sigur că vor înțelege și vor aplica aceeași schemă cu ai lor copii. Noi, din punct de vedere spiritual, atunci când sărim peste Euharistie, când nu ne împărtășim în ritmul lunar în care avem rânduiala la biserică, noi, de fapt, ne comportăm nu ca niște oameni mari în Hristos, ci ne comportăm ca niște copii. Noi nu sărim peste desert când nu ne împărtășim, sărim peste felul principal. Pentru că dacă Euharistia este mâncare, înseamnă că Euharistia ne ține în viață nu trupul, pentru asta avem pâinea cea de toate zilele, ci ne ține în viață ce? Sufletul. Cum, frate Ghiță? Nu poate trăi sufletul numai cu predici și cu cântări și cu versete și cu programe? Nu poate. Are nevoie de acestea? Are. Numai că după ce le are pe acestea, în timp ce se înfruptă din toate acestea, le gustă cu mintea și cu emoțiile, ca o încununare, ca un apogeu, da? A predicilor și a cântării și a tot ce este, el, sufletul, are nevoie să ducă ceva la gură, la gura sufletului și să mănânce cu adevărat, să ia din Hristos, să-L mănânce pe Hristos, să-L poarte după aceea pe Hristos în lume. Iubiții mei, fie ca noi în a doua zi, să nu plecăm, ci dimpotrivă să rămânem cu Hristos. Și
și să mâncăm din Hristos. Ești neputincios adesea, nu puțin dorm, spune Pavel, unii sunt bolnavi pentru că n-au mâncat din Hristos, pentru că nu te poți ridica în capul oaselor dacă nu mănânci. Unui bolnav îi se spune mereu ceea ce nu vrea să audă, ce îi se spune? Mănâncă. Exact ce nu vrea să audă. Ești bolnav cu sufletul, un necaz te-a răpus, o ofensă te-a zdrobit. Ascultă-mă în dimineața aceasta, fă un efort, trage de tine și dacă nu sunt alte motive morale, stai la masă cu Domnul și Domnul îți va da putere în suflet, viață. În al doilea rând, Euharistia este proclamare. Este proclamare. În 1 Corinteni 11, 26, apostolul spune, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, beți din paharul acesta, ce faceți? Vestiți, proclamați moartea Domnului. Euharistia nu este doar întărirea propriului suflet, cu asta se începe, nu este doar hrană pentru suflet, ci este mai mult decât atât. Prin gestul acesta, noi mărturisim cu fapta, nu cu vorba. Noi mărturisim în tăcere și solemnitate când luăm și nu mai vorbim, atunci nimeni nu vorbește, nu? Luăm, mâncăm, bem. Și prin gestul acesta aparent banal și simplu, noi mărturisim că Hristos nu doar s-a întrupat, a trăit, a vorbit, ci a murit pentru noi. Și moartea Lui este viața noastră. Jertfa Lui este mântuirea noastră și dacă El a murit, înseamnă că toți vom trăi și auziți mai departe, dacă El a înviat, înseamnă că și noi vom învia. Și toate ale Domnului devin premiză pentru noi, devin încurajare pentru noi, devin paradigme pentru noi, toate deschid, nu? Această pârgă a morții și apoi a învierii. Atunci când te împărtășești, depui o mărturie puternică și faptică, regulată, serioasă, solemnă, că tu crezi că Hristos nu doar a venit, ci a murit și a înviat, slăvit să fie El. În al treilea și în ultimul rând, Euharistia este așteptare. Este mâncare, proclamare și adăugați, vă rog, așteptare. În același 1 Corinteni 11, 26, partea finală, apostolul Pavel adaugă, voi când vă împărtășiți, vestiți moartea Domnului, până când? Până va veni El. Frate, și dacă eu nu trăiesc până vine Domnul, n-are nimic, urmașii tăi se vor împărtăși și ei. Și există un lanț al împărtășirii, de la o generație la alta. Eu, sigur, mă împărtășesc până la moarte, până la moartea mea, dacă va fi să nu prind venirea Domnului. Eu mă împărtășesc până în ultima zi, chiar în momentul în care sunt muribund și nu mai pot merge, dar slujitorul vine și mă împărtășește, pentru că urmează să plec la drumul acela lung și nu pot pleca fără merinde în suflet. Eu mă împărtășesc așadar cu regularitate, cu atenție, cu curăție de inimă, mereu, mereu, în mod regulat, în ritmul acesta în care mănânc din punct de vedere fizic, mi-am deprins ritmul și pentru suflet. Da, mă împărtășesc și ceea ce fac atunci când mă împărtășesc este că îmi arat încă o dată, îmi dovedesc că eu aștept ospățul din ceruri. Așadar, luăm cina nu cu gândul la pământ în cele din urmă, ci cu gândul la cer. Așadar, pregustăm aici din Hristos, pentru ca în ziua aceea despre care vorbește Scriptura, când vom fi cu El și când El ne va sluji la masă, să fim la ospățul ceresc, care nu se va termina niciodată. Iar acolo toți vom fi pregătiți, pentru că îl vom vedea pe El și vom fi ca El, slăvit să fie Domnul. Fie ca și dimineața aceasta, împărtășirea noastră să fie spre viață, și nu spre o sândă. Fie ca ea să ne învioreze sufletele și fie ca momentul împărtășirii să fie cu adevărat atins de puterea Duhului Sfânt și de cercetarea Lui. Și fie ca vrednicia Lui Hristos să o împartă cu noi. Și noi, ca El, cu El, din El, să avem viață. Amin.